Bună ziua, sunt Alex Vlădescu, bine v-am regăsit la o nouă dezbatere organizată de DC News și DC News TV din seria de dezbatere online intitulate Cum reducem riscurile din viața de zi cu zi. Tema dezbaterii de astăzi este legată de aceste riscuri și se intitulează Reducerea riscurilor legate de poluare, investiții verzi, metode de îmbunătățire a calității aerului, soluțiile oferite de către companii cheie și, desigur, opinia specialiștilor. Așadar, încercăm să lămurim aceste teme, să vedem exact cum ne afectează poluarea, atât din punct de vedere economic, din punct de vedere al sănătății. Încercăm să tratăm toate aceste aspecte, vedem ce fac autoritățile din țara noastră, ce fac autoritățile europene și mai ales vedem ce sume sunt disponibile pentru firme, pentru cele care doresc să facă investiții verzi, pentru că sunt tot mai multe instrumente financiare verzi în acest moment pe piață și e important să le cunoaștem. La dezbaterea de astăzi iau parte aici în platou domnul Adrian Tănase, director general al Bursei de Valori București. Bună ziua, mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, tot în platou în dreapta mea este domnul Florian Marin, reprezentant al Consiliului Economic și Social al României. Bună ziua. Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua. Și de asemenea, prin intermediul Skype, ni se alătură domnul Alex Găvan, este alpinist de altitudine și conservaționist. Bună ziua. Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi, o să-i rog pe colegi să vadă exact și cum facem cu sunetul să vă auzim mai bine. Și de asemenea, pe parcursul acestei dezbateri ni se va alătura și domnul Florin Mihălțan, medic pneumolog și președinte al Rețelei Europene pentru Prevenirea Fumatului. Și de asemenea, domnul Mihail Tănase, specialist în comunicare de la Harta Reciclării. Bună ziua, dacă sunteți cu noi. Bună ziua. Mulțumesc tare mult. O să încep în primul rând cu invitații din platou, pentru că e important să știm așadar cum ne poziționăm față de ceea ce urmează în domeniul poluării. Vedem, de fapt, dacă ne uităm și în ultimele zile au fost tot mai multe știri publicate pe poluare, tot mai multe știri difuzate, inclusiv jurnalele de știri au început cu asta. Am văzut incendiile din Grecia, am văzut temperatura apei mediterane ajunsă la un record. Uniunea Europeană pregătește deja, de fapt, pregătește de an bun, din 2019, dacă nu mă înșel, programul Green Deal, care vine cu nenumărate ținte pentru Europa. În primul rând sunt două borne importante, 2030 și 2050, dar desigur și România ia parte la acest Green Deal și România își asumă anumite lucruri și poate ne explicați dumneavoastră, domnule Florian Marin, exact ce presupune acest Green Deal, cum o fi implicați mai exact, ce eforturi presupune din partea noastră ca să vedem exact cum sunt afectați până la urmă românii sau ce soluții există pentru ei. Înainte de toate, Green Deal-ul sau modul în care ar trebui să ne raportăm la această nouă realitate economică vizează o nouă caracteristică pe care o va trebui dezvoltării, și anume durabilitate. Ce înseamnă durabilitate în linii foarte generale? Înseamnă că noi trebuie să ne dezvoltăm, trebuie să generăm creștere într-o manieră în care nu afectăm nevoile și oportunitățile de dezvoltare care vizează generațiile viitoare. Lucru care pare simplu, pare corect față de generațiile viitoare, însă este extrem de complex și greu de realizat. Ca răspuns la această nouă caracteristică atașată conceptului de dezvoltare teritorială, Comisia Europeană, sau mă rog, instituțiile europene, nu e numai Comisia Europeană, sunt distinse și de Parlament și de Consiliu, au lansat un pachet de legi care se numește Green Deal. Pactul Verde European presupune un pachet de acte normative care vizează principale sectoare economice sau principale surse de poluare, că nu sunt numai sectoare economice. Agricultură, industrie și așa mai departe. În linii foarte generale presupune ca noi să finanțăm nu orice creștere, nu orice tip de creștere, ci o creștere durabilă. Deci, dacă până acum finanțam, nu știu, construcția unei autostrăzi, acum trebuie să luăm în calcul că avem nevoie ca acea autostradă să îndeplinească niște criterii care țin de sustenabilitate. Sustenabilitatea în termeni extrem de largi nu presupune numai impactul asupra omului, ci presupune și impactul asupra biodiversității. Presupune un mod de a ne trăi viața într-o manieră în care creștem în același timp sau reducem consumul de resurse, că până la urmă de aici apare problema. Activitatea noastră de zi cu zi, activitatea economică și nu numai, presupune un consum de resurse care a crescut semnificativ. Acesta pe fondul creșterii demografice și așa mai departe. Tot acest consum de resurse trebuie redus astfel încât să lăsăm spațiu naturii, biodiversității,
să se refacă, pentru că dacă noi consumăm în același ritm, sigur că generăm un impact semnificativ asupra, pe de o parte, biodiversității, dar și asupra omului, sănătății umane, printre altele. Și atunci, în acest Green Deal avem parte sau constituie parte integrantă elemente care țin de sau acte normative care vizează sănătatea solului, modul în care producem alimente, de exemplu, modul în care producem anumite tipuri de, nu știu, echipamente, modul în care ne deplasăm, modul în care tratăm deșeurile. Deci Green Deal-ul trebuie văzut într-o manieră în care vine ca un răspuns la complexitatea de probleme pe care dezvoltarea urbană și rurală le ridică asupra viitorului, în termeni poate mult prea abstracți. Dar în linii politice, cam despre asta este Green Deal-ul. Bun. O să discutăm puțin mai târziu pe parcursul acestei dezbateri și despre ținte. Acum e foarte bine că ne-ați făcut o introducere și ne-ați spus exact cum răspunde Comisia Europeană la tot acest, la poluare până la urmă și de ce se iau aceste măsuri. Acum, pentru o introducere și din partea domnului Adrian Tănase, pentru că există aceste instrumente de finanțare tot mai multe, nu-i așa? Verzi. Deci până și mediul antreprenorial, nu? Se orientează către investiții verzi ca urmare a tuturor măsurilor. Da, se orientează voluntar sau mai forțat sau mai puțin forțat. Este clar că este un trend, da, pentru investițiile sustenabile. Da. Sunt foarte mulți bani care caută investiții sustenabile, da, la nivel mondial. Da. Nu prea sunt oportunități care să mulțumească nevoia de investiții. Da. Deci cumva este acum la nivel mondial, cred că este o situație în care banii disponibili pentru astfel de investiții sunt mult mai mulți decât proiectele disponibile pentru a atrage acești bani, pentru că trebuie și unde se depune un foarte mare efort este să standardizăm, să transparentizăm, să îmbunătățim procesul ăsta de a identifica acele investiții care sunt sustenabile. Da? Pentru că e ușor să spui că e sustenabil, e mai greu să dovedești că e sustenabil într-un mod care să fie recunoscut de către toată lumea. Și aici există fenomenul de greenwashing, să zicem, în care, bineînțeles că există și oportuniști în toată această, lume a piețelor de capital, care încearcă să acceseze acești bani prin a se prezenta a fi o investiție sustenabilă, a fi un business sustenabil, care în spate nu este. Da? Și atunci, cred că cel mai mare efort care se depune acum la nivel mondial din punct de vedere al reglementărilor este să standardizeze cumva și să reglementeze cumva modul în care identificăm investițiile sustenabile. Cum am zis, este un trend, sunt zeci de trilioane de dolari la nivel mondial disponibili și care caută investiții sustenabile. Cred că mai mult de 80% din toate activele care sunt administrate la nivel global au în criteriile lor de evaluare investițiilor pe care le fac criterii de ESG, da? Și eforturile care se fac acum este pentru a izola, eu știu, cazurile în care, în care se prezintă proiecte a fi sustenabile și ele nu sunt, și a transparentiza cumva și a standardiza cumva procesul ăsta de identificare a investițiilor și a proiectelor care într-adevăr sunt verzi. La nivel local, bursa de valori București este este o direcție care ne interesează foarte tare, este o direcție prioritară. Și despre eforturile astea o să vreau să discutăm puțin mai târziu pe parcursul dezbaterii, okay, în care să ne explicați exact ce eforturi se depun la Bursa de Valori București, ce criterii se caută acolo și cum faceți exact să vedeți ce tipuri de afaceri pot fi finanțate care să fie vers cu adevărat, așa cum bine spuneați. Pentru că înainte să discutăm despre toate acestea și să putem să intrăm în detaliu, cred că e important să știm și unde ne plasăm astăzi și unde suntem astăzi și ne uităm spre poluare până la urmă, pentru că e un fenomen cu care România și statele lumii nu se confruntă de ieri de astăzi. Alex Găvan, alpinist, care a urcat numai puțin de 7 ori, dacă am numărat eu bine, la peste 8.000 de metri altitudine, știe cu siguranță care sunt cele mai poluate orașe din România.
Am văzut una dintre declarații, de exemplu, de a unui secretar de stat din Ministerul Mediului, care spune că Iașiul ar fi, de fapt, cel mai poluat oraș din România. Pe de altă parte, Alex Găvan, știu că împreună cu organizația pe care o reprezinți, depuneți eforturi pentru ca Bucureștiul, un alt oraș poluat, eu mă mir că nu e cel mai poluat din România, să aibă o centură verde. Și înțelegem că odată ce Bucureștiul va avea o centură verde, va fi o cale și pentru alte orașe mari din România să aibă și ele astfel de centuri. Așadar, te ascultăm. Cum vezi tu unde suntem astăzi din acest punct de vedere al poluării, care sunt cele mai poluate orașe, ce ar trebui să se facă în acest sens? Vă salut pe toți. Bună ziua și, în primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului președinte CES, pentru că CES, în momentul în care legea, pe care proiectul de lege pe care noi l-am înaintat către Parlament a ajuns la CES, a primit aviz în unanimitate și de la Comisia de Mediu și apoi și în plen. Și ne-a bucurat faptul că, așa cum am gândit și noi lucrul ăsta, adică în doi pași, prima oară un proiect pe pilot pe București, apoi vrem să extindem conceptul de centură verde și la alte orașe din România. Și asta a fost și una dintre sugestiile CES, pentru că și ne-a bucurat acest lucru, că bineînțeles în proiectul de lege nu puteam să menționăm asta de la început. Numai că o să fac o scurtă mențiune, domnul Florian Marin, prezent în platou, este reprezentant al României la Consiliul Economic și Social și Economic European, deci nu în România. Și fost vicepreședinte CES România. Partea bună a baricadei, ca să spun așa. Ok, păi da, Bucureștiul și multe, de fapt noi avem și un infringement la Comisia Europeană legată inițial de poluarea aerului din București, Brașov și Iași, și între timp au fost vizate și alte orașe. Bucureștiul chiar a și fost condamnat la Curtea Europeană de Justiție pentru poluarea asta. În curând, dacă nu facem nimic, va trebui să plătim amenzi potențiale de zeci de milioane de euro până vom remedia situația. Într-adevăr, Bucureștiul este în topul celor mai poluate capitale din Europa. Suntem pe locul întâi atunci când vorbim de costurile pe care noi le avem în capitală pentru a trata bolile generate sau înrăutățite de poluare. Deci, practic, sunt în fiecare an 6,3 miliarde de euro, atenție, miliarde de euro, este o cifră oficială într-un raport de acum câteva luni care spune asta, da, deci suntem pe primul loc în Uniunea Europeană, spun pe primul loc că dacă nu ieșea Marea Britanie, ei ar fi fost primii, culmea, în Londra. Și în același timp, în 2020, există un raport al Institutului Național de Sănătate Publică, care spune acolo foarte clar că dacă autoritățile și-ar îndeplini țintele deja asumate pentru combaterea poluării, speranța de viață a locuitorilor capitalei ar crește în medie cu 4 ani de zile, ceea ce este o cifră absolut fantastică. Bineînțeles, suntem una dintre capitalele cu cel mai puțin spațiu verde, 7-9 metri pătrați pe cap de locuitori în loc de 26, cât este reglementat printr-o hotărâre de guvern și așa mai departe. N-are sens să mai spunem cifre, pentru că le simțim pe pielea noastră în fiecare zi, ca să spun așa. În același timp, într-un mod absolut paradoxal, dacă vreți, pe măsură ce noi, cum să zic, murim sufocați de poluare în București și de căldură, ne tăiem ultimele păduri din jurul orașului. Practic, aparatul ăsta natural de aer condiționat sau plămânii verzi ai Bucureștiului, ultimele rămășițe din cotrii vlăsiei dispar practic pe zi ce trece. Și spun asta, iarăși, referindu-mă la niște cifre concrete, pentru că îmi place să vorbesc la chestiune. Doar în ultimul an, da, înainte să lansăm platforma civică împreună pentru centura verde, din pădurile puține, și aveți acum pe ecran o parte din măcelul care se întâmplă în momentul ăsta, din aceste păduri s-au extras numai puțin de peste jumătate de milion de arbori, mai exact 587.000 și ceva. Iar în ultimii 10 ani, în fiecare an, undeva echivalent la 4-5.000 de camioane de lemn. Este foarte puțin pentru un județ care are o acoperire de vegetație forestieră de doar 16%. Spun asta pentru că această cifră, acest număr 16, îl situează în cadrul județelor cu deficit de vegetație forestieră. Să ieși din zona aia ar trebui să ai minim 30
și minim 30%. E, deși aceste păduri din jurul localităților, în special a celor urbane, au un rol preponderent social, chiar conform normelor silvice, nu se ține de lucrul ăsta cont în amenajament. Și în acest moment, ați văzut, cu tot ce se întâmplă cu căldurile, schimbările climatice, deșertificarea care vine dinspre Oltenia și dinspre Dobrogea spre București, provocarea legată de accesul la apă pe care noi o să-l avem în viitor, pentru că noi ne uităm la orașe precum Cape Town în Africa de Sud sau Los Angeles, că li se raționalizează apa, dar numai acum câțiva ani, chiar în Mogoșoaia, s-a întâmplat acest lucru. E, ce face o astfel de centură? Și în alte orașe ale țării, pe timp de vară, s-a mai întâmplat. În august mi-aduc aminte de fiecare dată că citeam știri pe această temă. Exact. E, imaginați-vă că aceste păduri nu joacă doar un rol minunat pentru sănătatea oamenilor, pentru recreiere, pentru educație, pentru turism, pentru sport, pentru că bucureștenii ce fac? Să bulce toți pe Valea Prahovei, să duc la mare, dar de fapt noi în jurul orașului avem o oază potențial de recreere absolut minunată. Imaginați-vă că am fost acum câteva săptămâni în Parcul Natural Comana, aici lângă București, și era plin de oameni. Oamenii au nevoie de astfel de zone de recreere. Deci ce face o astfel de centură verde? Pe de o parte și stochează ca un burete, ca un mare rezervor, apa în perioadele ploioase și îi dă ușor drumul în perioadele secetoase. Nu mai vorbim și de rolul ei de barieră reală împotriva deșertificării. Ca să scurtez povestea, am adus alături de mine la Fundația Alex Găvan cele mai relevante organizații din România, da, de la organizații pe care le știe toată lumea, gen Greenpeace, WWF, Fauna și Flora, World Vision, organizații de business, Romanian Business Leaders sau Federația Patronală Concordia, până la persoane publice, da, cum ar fi scriitorul Mircea Cărtărescu, Alex Dima, Oana Pelea și așa mai departe, Andreea Marin. Și împreună cu două deputate, Oana Cambera și Diana Buzoianu, și cu co-inițiatorul proiectului Florin Stoican, am depus această inițiativă legislativă care a fost votată, atenție, cu unanimitate la Senat acum o lună și ceva, adică din 105 voturi exprimate, 105 au fost pentru că în urma advocacy-ului pe care noi l-am desfășurat, am convins toate partidele politice și avem și co-inițiatori ai legii de la toate partidele politice. Imaginați-vă că și fostul ministru al mediului și actualul ministru al mediului sunt parte a acestei. Iar următorul pas este votul decisiv, forul final, Camera Deputaților. Alex Găvan, mă întorc la dumneavoastră pe parcursul acestei dezbateri pentru a evidenția și câteva soluții pe lângă această centură verde, de care înțelegem că e foarte importantă și de care România și orașele României au nevoie. Mergem acum până la domnul Florin Mihălțan, medic pneumolog, să ne explice puțin, bună ziua, câteva dintre efectele poluării asupra organismului și de asemenea o să fac un apel către toți invitații. Desigur că puteți interveni pe parcursul acestei dezbateri ca să vedem cât mai multe opinii și să putem înțelege cât mai bine, să putem contura această radiografie. Așadar, domnule Mihălțan, care sunt efectele poluării asupra organismului? Bună ziua! Eu, fiind medic specializat în boli pulmonare, sigur că plămânul este singurul organ care are contact direct cu aerul. Și poluarea este un factor important care se vede în bolile respiratorii. Sunt câteva conexiuni extrem de clare cu boli obstructive. Aici intră emfizemul bronșit, astmul bronșic, unde poluarea este considerată un factor decisiv alături de fumat. Și nu în ultimul rând, cancerul broncopulmonar. Trebuie să adaug la ceea ce s-a spus anterior și eu mă bucur că văd oameni foarte activi pe zona aceasta a protecției și a părții de intervenție de repădurire a României. Dar aș adăuga un mic amănunt care se uită. Acum câțiva ani buni s-au tăiat toți copacii din marginile șoselelor, spunându-se că se evită accidentele. Nu vreau să zic cuvânt mare, dar am impresia că în spate a fost o altă afacere a lemnului și în momentul de față toată lumea pe aceste șosele
despădurite, ca să zic așa, caută umbra, care nu mai există. Sigur că, revenind la bolile respiratorii, sunt câteva elemente care sunt agravante. Este această oscilație pe care am avut-o acum două zile de temperatură cu furtunile acestea, care ele ventilează praf și alergeni respiratori. Acești alergeni creează acutizări, atacuri pulmonare, aș spune, cu agravarea, cu sufocarea în criza respectivă a pacienților care sunt cronici, dar pentru o parte din pacienții care sunt alergici la diferite produse, această ventilare de aer poluat este un factor agravant suplimentar. Există și alte conexiuni cu bolile cardiovasculare. Există o progresie și, dacă vreți, un pericol pentru pacientul hipertensiv, pentru pacientul cardiopat care are angor și care, sigur, că și el este tributar unor oscilații de temperatură. Iar disconfortul acesta, nu în ultimul rând, modifică și duce la tulburări ale somnului. Să nu uităm că pacientul care are temperaturi înalte și în casă doarme mult mai puțin, doarme mai prost, doarme mai superficial. Deci, din acest punct de vedere, sunt, dacă vreți, multipli factori care vor fi din ce în ce mai evidenți în momentul în care poluarea aceasta devine, alături de fumat, repet, un factor favorisant sau generator de boli multiple, care sunt de luat în considerare și care, pentru care protectiv, să-mi fie cu iertare, se întâmplă foarte puțin în România la momentul actual. Deduc din ce ne spuneți dumneavoastră că nu ne sunt afectați doar plămânii sau că avem doar boli care ne afectează doar plămânii, ci întreaga stare de sănătate generală a fiecăruia dintre noi este afectată din cauza poluării. Disconfortul termic este inducător de tulburări multiple, cardiovasculare, respiratorii, ale somnului, ale alimentației, pot să zic, ale hidratării organismului. Deci toate aceste suferințe uneori se sumează. Iar la pacienți care sunt foarte fragili, pacienții vârstnici, extremele de vârstă, copii sau vârstnici care au astfel de afecțiuni, este jar pe foc din punct de vedere al evoluției bolilor respective. Puțin mai târziu o să vreau să ne spuneți și cum putem să prevenim până la urmă, dacă există alte soluții. Merg acum către domnul Mihail Tănase pentru a ne explica și cum stă România din punctul ăsta de vedere al reciclării, pentru că s-au făcut pași în ultimii ani, însă toate statisticile arată că, din păcate, anul trecut am reciclat mai puțin decât reciclasem în 2021, corect? Da, e adevărat. Rata reciclării a scăzut în România. Nu suntem pe un trend pozitiv. La noi problema este și de colectare, nu numai de reciclare a deșeurilor, în sensul în care nu toate ajung să fie colectate corect. Sunt multe deșeuri care ajung în mediul natural sau sunt altele care nu ar trebui colectate cu deșeuri menajer. Să dau un exemplu, medicamentele expirate. Sunt printre ele substanțe active periculoase care, dacă ajung în pânza freactică sau în și antibiotice, desigur, sau în gropile de gunoi, pot să afecteze, până la urmă pot să ajungă în apa pe care o bem. Dar aici farmaciile nu erau obligate să colecteze medicamentele expirate de la pacienți? Ideea e că legea este ambiguă, în sensul în care ele sunt obligate, dar nu există nicio formă punitivă dacă nu fac acest lucru. Și cum costurile de distrugere a medicamentelor expirate sunt destul de mari, am văzut și din partea feedback-ului celor care ne urmăresc pe noi și ne trimit mesaje că din ce în ce mai multe farmacii nu mai doresc să primească astfel de medicamente expirate. Incredibil. Și aici am văzut că au existat ceva parteneriate între colegii ale farmaciștilor județene cu autoritățile locale. Sper că astfel de parteneriate să se extindă, pentru că nu ne dorim să ajungă astfel de substanțe în mediul natural. Și pe lângă medicamentele expirate mai sunt și deșeurile de echipamente electronice și electrocasnice și IT. Unele din ele conțin substanțe periculoase
iar dezmembrarea lor și ajungerea lor în locuri, să zic așa, care nu fac operațiile astea corespunzător, sunt foarte dăunătoare. Bun, știți, dar se întâmplă să fie tot felul de arderi ilegale de deșeuri. Unele dintre astfel de deșeuri sunt deșeuri de la de componente auto sau de electronice și electrocasnice. Are România în primul rând suficiente fabrici de reciclare? Și doi la mână, de unde poate să afle un român care vrea să recicleze, unde poate să ducă bunurile pe care vrea să le recicleze? Și acum vă dau un exemplu. Sunt oameni care stau poate la țară, în localități din anumite județe, să spunem Călăraș, unde efectiv, din ce citisem, se plâng oamenii că firma care e plătită de ei și de administrația locală să colecteze gunoiul nu preia aceste deșeuri, așa enumerate și de dumneavoastră, componente auto, baterii, de exemplu, sau electrocasnice de mari dimensiuni, nu le preia decât contracost, deci pe lângă un abonament suplimentar, ca să zic așa, și oamenii nu-și permit să plătească aceste costuri în plus, pe lângă factura care vine deja de la gunoi. Pe de altă parte, nici nu știu unde ar trebui să meargă de multe ori ca să poată să recicleze, că altfel, din nou vine domnul Florian Marin și ne zice, păi până în 2035 România trebuie să facă asta. Păi n-avem cum să facem asta atâta timp cât lucrurile nu se mișcă acolo în teren. Noi pe harta reciclării avem 16.000 de puncte de colectare pentru diferite tipuri de materiale. Ca o regulă, în general, magazinele care vând electronice și electrocasnice le primești și înapoi. Într-adevăr, e nevoie de transport, dar dacă cineva dorește să ducă astfel de echipamente, le poate duce acolo. Și ce facem? Mergem cu televizorul la supermarket unde este un magazin de genul sau cum facem? Da, la mall, magazinele care vând televizoare, teoretic ar trebui să primească astfel de deșeuri. Bun, domnule Florian Marin. Că acum că am depășit partea generală, trebuie să intrăm în lucruri specifice. Green Deal-ul, din perspectiva mai multor actori interesați, activ la nivel european și nu numai, nu este o politică perfectă. Este o politică care are nevoie de îmbunătățiri semnificative, aș putea spune. Sigur, Europa, alături de România, în calitatea de stat membru pe care o deține, și-a asumat să aibă o economie neutră din punct de vedere climatic. Ori colegul meu de platou știe foarte bine ce înseamnă acest lucru. De ce este Green Deal-ul ușor sau are nevoie de îmbunătățiri? 1. Nu avem în momentul de față tehnologii care să răspundă 100% țintelor asumate la nivelul Green Deal-ului. Sigur, există o presiune semnificativă, de asta și există foarte multe resurse în zona de piețe de capital și nu numai. De altfel, piața de capital trebuie abordată sinergic cu Capital Market Union, acel pachet legislativ pe care Comisia Europeană l-a pus dorește să-l implementeze. Iar în acest pachet avem un instrument, sunt convins că aveți cunoștințe, ISAP, European Single Access Point. Parte din acest ISAP vizează tocmai partea de sustenabilitate, pentru că, deși există destul de multe finanțări, avem nevoie și, sau în a finanța Green Deal-ul nu ți ajung numai banii publici, ai nevoie de foarte mulți bani din zona privată. Deci, pe de o parte, nu avem soluțiile tehnice. Și o să vă dau un exemplu concret, luați fertilizatorii din zona de agricultură, că nu ține totul numai de păduri. Sigur, pădurile sunt importante, dar discutăm, sau calitatea aerului, de sănătatea solului, de modul în care exploatăm albile râurilor și așa mai departe. Deci avem nevoie pe de o parte de tehnologii și mediul privat, că lumea așteaptă de la mediul privat în acest moment să se implice în a găsi soluții pentru această situație. Un alt element care vizează neajuns al Green Deal-ului este că el este ancorat mai degrabă în niște sectoare economice care poluează foarte mult. Transport, etc., agricultură și așa mai departe. Preponderent. Ori nu ia în calcul, și s-a menționat aici extrem de bine, nu ia în calcul anumite elemente care sunt de asemenea importante, în sensul în care intră în structura de cost pe care aceste sectoare economice le folosesc. Și vă dau un exemplu concret, apa. Apa în acest moment este o resursă extrem de dezbătută la nivel european. Și numai la nivel mondial. Discutăm de undeva la 460 de conflicte deschise în acest moment, la nivel mondial, care vizează accesul la apă. Sigur, Green Deal-ul sună bine pe hârtie, însă trebuie să luăm în calcul că accesul la apă
este la fel de important pentru procesul de producție ca, nu știu, factorul de producție, muncă. Sunt anumite sectoare economice profund consumatoare de apă, textilele, agricultura și așa mai departe. Deci Green Deal-ul nu abordează în mod integrat toate nevoile care derivă din țintele pe care tocmai acest Green Deal le pune în aplicare. Un alt element care trebuie luat în calcul este că nu avem deocamdată infrastructura la nivelul statelor membre, cum nici preocuparea la nivelul actorilor interesați în a găsi aceste soluții și în a sprijini până la urmă mediul economic să livreze. Vedeam Concordia sau alte mari organizații care sunt parte în acest proces. Este foarte bine, însă la fel de bine trebuie să luăm în calcul că principalii poluatori sunt companiile, să fim realiști, și principalii consumatori în același timp. De asta, în zona pieței de capital, s-au gândit o serie de instrumente extrem de importante care vizează, pe de o parte, finanțarea unor infrastructuri sau ce se finanțează pe viitor să fie verde, unul, dar pe de altă parte avem nevoie și de o reconvertire a activității pe care aceste companii le au deja într-o manieră în care sunt sau îi desfășoară activitatea conform principiilor economiei circulare și așa mai departe. Lucru extrem de dificil de realizat. De ce? Pentru că o reorientare a fluxului de producție într-o manieră în care sustenabilitatea devine principiul transversal presupune investiții semnificative pe care anumite companii nu le au și încearcă să le atragă de pe unde pot, unu, și doi, generează un cost social semnificativ. Dacă vrem să discutăm cinstit despre acest Green Deal, ori noi în momentul de față, nu vorbesc de România, ajungem și la România, în Europa nu avem setul de competențe necesare la nivelul forței de muncă, dar și competențe necesare la nivelul mediului de business, astfel încât să sprijinim realmente acest proces. Și o să vă dau un exemplu că s-a discutat de deșeuri. Vă rog. Uitați-vă la strategia UE pentru textile. Producătorul care pune pe piață textile este obligat să recicleze într-un termen până în 2025, să colecteze, să recicleze 90% din cât pune pe piață. Câte centre de reciclare pe zona de textile avem noi în România? N-avem. Avem, tratăm deșeurile într-o manieră, cum să vă spun, foarte generală. Ca să mai vorbim de transparență, date, astea sunt cu totul și cu totul alte elemente extrem de importante. Deci nu există niciun astfel de centru de reciclare pentru textile în România. Construiește, în sunt 9 centre, apropo de viziune și apropo de sprijinul pe care un stat și mediul de business poate să-l ofere. În momentul de față sunt 9 centre de hub-uri de colectare pe zona de textile în construcție, sigur, în alte state, Franța, Italia, Germania, state care au înțeles că reciclarea este viitorul și că livrează o productivitate mai mare dacă vrem să decuplăm creșterea economică de consumul de resurse. Și o să mă dau un alt exemplu și mă opresc. S-a vorbit foarte mult de păduri și m-am bucurat că tot spectrul politic a votat în unanimitate această inițiativă, de altfel lăudabilă. Deocamdată doar senatorii. Sigur, da, se presupune că tot spectrul politic în Senat sunt așteptăm, toate Doamne partidele. Ajută și... Însă vă dau un exemplu vis-a-vis de comportamentul guvernului trecut, că s-a menționat numele fostului ministru, vis-a-vis de strategia UE pentru păduri. Guvernul a ieșit în conferință de presă și a spus că strategia UE pentru păduri este una extrem de ambițioasă și că nu ne permitem să o punem în practică. Adică, dacă vrem într-adevăr să sprijinim sustenabilitatea, trebuie să facem concret și trebuie să avem discuții extrem de concrete. În același timp, Green Deal-ul, noi spunem tot timpul în cadrul instituției pe care, unde eu activez, there is no Green Deal without a social deal. Nu, dacă nu reducem sărăcia, putem să uităm despre viitorul verde. E foarte simplu. Dacă persoana în cauză din mediul rural nu își permite să-și plătească gazul, se duce, taie un copac și se încălzește. Exact ce spuneam și de reciclare. Sigur că da. Situația este noi reciclăm, de exemplu, reciclăm textile cu statut de deșeu din alte state și le vindem aici ca haine second hand. Apropo de nevoia de a avea criterii, nevoia de a avea sisteme de certificare și de control, astfel încât, sigur, consumatorul să fie protejat, în același timp să nu mai asistăm la tot felul de știri prin care, nu știu, în portul Constanța discutăm de containere de deșeuri. Deșeul, în momentul de față, a devenit un business pentru că este, într-o formă indirectă, materie primă. La fel cum apa este, în acest moment, o materie primă destul de dezbătută, dacă îmi permiteți. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, domnule Tănase, pentru că vedeți toate aceste probleme. Înainte de instrumentele de finanțare verzi, mă gândesc dacă nu cumva la bursă pot fi sprijinite mai bine companiile astea care vin din domeniul ăsta al reciclării ca să meargă tot mai bine domeniul ăsta, nu știu. Da, avem companii care sunt, cred că e una singură, care sunt în domeniul reciclării. Deci foarte puțin deocamdată. Da, foarte puțin. Da. Dar da,
Sunt cumva complet de acord cu domnul Marin. Pentru noi sunt două mari direcții pe care lucrăm acum la Bursa de Valori București în zona asta de sustenabilitate. Una, îmbunătățirea standardelor de raportare, da? Și avem o colaborare cu Sustainalytics, care este unul dintre cei mai mari provider de scoruri ESG la nivel mondial. Așa cum există scoruri care, eu știu, evaluează riscul de credit, așa cum le știți, agențiile de rating, există și aceste agenții care scorează din punct de vedere ESG. Da? Iar una dintre cele mai mari la nivel mondial este Sustainalytics. Și avem această colaborare cu dânsii. Iar cel puțin pentru toate companiile listate, acum se calculează scoruri ESG care au în vedere criteriile I, S, asta de mediu, social și guvernanță, pe niște standarde recunoscute la nivel mondial și se calculează un scor. Da? Astfel încât investitorii se uită la aceste companii listate și știu că pe acel standard pe care îl recunosc și ei, scorul acelei companii este mai mare sau mai mic. Da? Și se au în vedere tot felul de criterii, industria în care provine, și asta ajută foarte mult, în primul rând, ajutăm foarte mult investitorii să iau o decizie corectă. Investitorii care se uită în această spre criteriile direcție. Astea, da. De sustenabilitate. Pe de altă parte, ajutăm și emitenții să se pregătească din punct de vedere al raportărilor ESG, da? Deci aceste scoruri, și am văzut că de când le calculăm există un interes foarte mare din partea emitenților să și le îmbunătățească. Să nu credeți că toată lumea este, eu știu, un activist de mediu, da? Și mie, da, îmi place că se întâmplă aceste lucruri și că intrăm în zona pecuniară a lucrurilor, da? Foarte, foarte puțin sunt activiști de mediu, dar se observă că accesul din ce în ce mai greu ai acces la finanțare, da? Dacă nu îndeplinești aceste criterii, da? Și atunci foarte mulți, cu toate că nu au vreun interes real asupra mediului și asupra sustenabilității, însă au un interes real în a-și obține o finanțare mai ieftină. Și atunci sunt forțați cumva, piața îi forțează cumva să se dezvolte în această direcție. Pe de altă parte, asta ar fi una cu raportările, și doi este, așa cum menționa și domnul Marin, avem și o problemă a capacității pieței de a atrage acești bani. Da? Capacitatea este foarte redusă acum a pieței de a atrage acești bani și avem colaborări și cu Bird și cu IFC-ul, de exemplu, să îmbunătățim această capacitate, adică să educăm emitenții să-și pregătească, eu știu, un investment proposition pe care investitorii să-l încadreze foarte repede, a fi green, a fi sustainability link bond, deci cumva. Dar să... Da. Mă iertați că vă întrerup, de ce avem o capacitate redusă? Pentru că aceste companii nu sunt verzi, nu practic n-au. Da, este un început de drum, să spunem. Este normal, da? Este un proces de educație, este un proces prin care companiile noastre, meniul nostru de business, învață despre acest trend, da? Și învață, și e normal ca să nu știm deocamdată. Foarte multe companii probabil nu știu ce e la un green bond, da? Nu știu cum să imită un green bond, nu știu care sunt obligațiile când fac așa. Deci nu este doar o problemă de denumire a unui bond, îl pun un green în față și el trebuie să respecte niște standarde. Cumva toate companiile alea trebuie să aibă un third party opinion, adică trebuie să vină o agenție de asta care să spună despre acel bond că este green. E un proces educațional normal, nu, pe mine nu mă surprinde deloc acest lucru. Ce mă surprinde însă, cel puțin la standardul pieței noastre a Bursei de Valori București, mă surprinde că pozitiv totuși. Sunt niște evoluții pozitive care s-au întâmplat în ultimii ani. Până acum avem, eu știu, 2 miliarde de euro emisiuni de green bonds făcute de companii din România, cu predilecție bănci. Da, avem și un corporate, de exemplu, compania Autonom, da, a emis. Mai costă, vă rog să nu dăm neapărat nume de companii. Ba nu, nu e nicio problemă. Sunt informații publice, da? Noi vorbim, sigur, de companii, dar... publice, sunt informații publice. Putem spune că o companie listată, da? Da. Care a emis niște obligațiuni, că Sustainability Link Bond, care este o chestie inovatoare pentru noi și chiar pentru regiune, și a tras deja 40 de milioane de euro sub această umbrelă. Vă rog, domnule Marin.
Sigur, mediul de afaceri, companiile în esență au această responsabilitate, dar haideți să ne uităm și la instituțiile publice din România, care tot promovează sustenabilitatea. Haideți să ne uităm la procedura de achiziții publice din România și să vedem câte dintre ele au integrate criterii care vizează mediul înconjurător. Haideți să ne uităm la structura bugetelor autorității, a primăriilor, de exemplu, să vedem cât la sută din aceste bugete integrează criterii în structura de evaluare a unei investiții. Sigur, legislația ne permite să fim realiști. Deci, haideți să trecem de la a avea o poveste frumoasă, necesară, care sună bine politic, mai ales la nivel european, la lucruri extrem de concrete. Acolo cred că primul pas este digitalizarea și ai scăpat de hârtie, în primul rând. Sigur, pe de altă parte, nu văd, pentru că vorbesc de achiziții, nu văd la statul român achiziții de mașini electrice. N-am văzut pentru instituțiile statului. Dacă nu mă înșel. Primesc sponsorizări de achiziții. Dar una peste alta, ca această direcție de dezvoltare, de care Comisia Europeană nu va face rabat. Dacă ne credem că și mediul de afaceri a înțeles foarte bine acest lucru, dacă noi credem că putem să păcălim anumite instituții internaționale vis-a-vis de această direcție, nu vom putea. Și o să vă dau un exemplu concret de progresul care s-a făcut în SDG-uri, în indicatorii de dezvoltare durabilă. ONU a făcut niște obiective clare, cu niște ținte iar extrem de clare. În momentul de față se discută ca următoarea perioadă de programare, atenție, doar se discută, nu e o decizie, să fie condiționată, discutăm de din ce în ce mai multe condiționalități în ceea ce privește atașate fondurilor europene, să fie condiționată de amprenta de carbon la nivel de municipalitate. Ori, să mai întrebăm noi în România, dacă întrebăm ce amprentă de carbon are Bucureștiul, nu știm. Noi n-avem specialiști în zona universitară, deci cred că preocuparea mediului politic, alături de mediul de business, sigur că da, în a construi infrastructura necesară îndeplinirii țintelor care vin de la nivel european, ținte asumate de în Consiliul European de reprezentantul României. Nu fac politică, nu sunt membru. Dar reprezentantul României se duce și spune, da, domnule, vrem să condiționăm, nu știu, fondurile europene de amprenta de carbon. Își asumă lucrul ăsta. Ori noi în România nu avem în spate infrastructura care să ajute tocmai de plin acestor ținte. Ori ce facem? Ne vin fondurile europene și spune, domnule, se suspendă că n-am respectat aia, n-am respectat cealaltă. Sigur, da. Tu când te-ai dus acolo, ți-ai asumat niște reguli, ți-ai asumat o direcție. De aceea, Green Deal-ul este asumat de către toate cele 27 de state. Acum, nu poți să ai un dublu limbaj, să te duci acolo să spui ceva, să te duci în țară să spui altceva. Deci cred că mediul politic și nu numai, și societatea civilă, inițiative precum ce a menționat domnul Glăvan, trebuie să fie, nu știu, cu sutele, mediul sindical, mediul patronal, trebuie să discute foarte concret despre acest lucru și să avem mult mai multă transparență. Că dacă ne uităm la deșeuri, să mă ierte Dumnezeu, nu e deloc transparență în zona aia. Preferăm să avem infringement în loc să transparentizăm puțin și să liberalizăm piața de deșeuri. Și apropo de infringement, domnule Găvan, cred că avem cele mai multe infringementuri din cele pe care le avem, cele mai multe sunt pe mediu, dacă nu mă înșel. Da, sunt destul de multe. Ca să mă întorc puțin la soluții, vă rog. Da, și despre soluții, neapărat să lămurim. Într-adevăr, bineînțeles că de fapt, nu. Ce vreau să vă spun mai întâi este că pentru noi, cei care am fondat această inițiativă, Centura Verde este mai degrabă un proiect social și un proiect de sănătate publică decât un proiect de mediu. Adică este, de fapt, un proiect de sănătate publică care are ca o mare parte din soluție o componentă de mediu. Pentru că, spun o mare parte din soluție, pentru că, bineînțeles, nu este suficient ca pe de o parte noi să ne protejăm pădurile din jurul Bucureștiului, pe de altă parte să încercăm să conectăm aceste păduri cu noi în păduriri, așa cum se întâmplă deja de mulți ani în Europa de Vest, în Viena, în Londra, în Copenhaga, în Ontario, Buenos Aires, Melbourne și așa mai departe, pentru că noi nu reinventăm aici roata. Și o scurtă mențiune, apropo de Green Deal, 3 miliarde de copaci ar trebui să fie plantați în Uniunea Europeană până în 2030, termenul e extrem de scurt. Asta e strategia UE pentru păduri, cursuri de apă care să fie conectate și așa mai departe. Sunt foarte multe alte lucruri. Noi credem că dezvoltarea Bucureștiului nu mai poate să fie gândită doar în interiorul orașului. Da? Deci cumva
putem să mergem mai mult cu transportul în comun, să plantăm acoperișuri verzi pe blocuri, să facem tot ce s-a spus mai devreme pe partea de business, să mergem mai mult pe jos sau cu bicicleta, cu mașini electrice, dar nu va fi suficient, adică cumva trebuie să ne gândim integrat ca București și Ilfo fiind un singur organism, dacă vreți. Da? Și atunci ăsta este ceea ce noi vrem cumva să educăm prin advocacy-ul nostru autoritățile și politicienii, astfel încât să-și dea seama că, de exemplu, planul ăla antipoluare al Bucureștiului, care în momentul de față trebuie să știți, probabil cu stupoare veți afla, că el nu există. În momentul de față, Bucureștiul nu are un plan antipoluare aprobat. Era atât de prost încât a fost contestat în instanță, a fost anulat și așa mai departe. Și atunci noi pe centuraverde.ro, dincolo de petiția pe care noi am lansat-o ca și o măsură complementară și să dăm lumii posibilitatea să se alăture acestei inițiative, avem acolo o listă de solicitări, da? Bineînțeles, partea cu legea este doar una dintre ele, pe care cel mai probabil o să o bifăm destul de curând. Dar dincolo de asta, cerem autorităților un plan integrat de combatere a poluării între municipiul București și Ilfov. În același timp, un calendar concret, pentru că eu, de exemplu, în alegerile trecute am făcut mai mulți politicieni să spună centura verde, centura verde, și au luat angajamentul. Au trecut alegerile, au câștigat, dar au uitat total de lucrul ăsta. Da? Deci avem nevoie de un calendar asumat de către autorități pentru implementarea acestui proiect. Mai mult decât atât, eu cred că Bucureștiul, într-un fel, este inima României, motorul care pompează energie în țară, în economia țării și așa mai departe. Iar dacă inima asta este bolnavă, da, cum se pare că este momentul de față, și economic lucrurile o să ia la vale. Pentru noi, ceea ce se întâmplă în București legat de poluare este și o chestiune, dacă vreți, de siguranță națională. Adică subiectul ăsta ar trebui să fie pus și pe masa CSAT-ului, chiar dacă poate să pară puțin, nu știu, extrem ce spun eu, dacă faptul că nouă ne mor oamenii și se duce la vale economia din cauza poluării, asta nu ține de siguranță națională, nu știu ce altceva poate să țină. Și nu în ultimul rând, vrem includerea acestui proiect, cel legat de crearea centurii verzi București-Ilfov, în strategia de dezvoltare a Ilfovului. Deci există o strategie comună București-Ilfov 2021-2027, în care, bineînțeles, nu se vorbește nimic de partea asta. Și aș vrea să mai subliniez un singur lucru. Dincolo de partea de conservare a pădurilor existente și de plantarea unora noi, și aici sunt, cum să spun, sunt diverse surse de finanțare, de la PNRR, la administrația fondului de mediu, la bugetul Rom-Silva de plantare. Imaginați-vă că mă bucur că suntem aici într-o emisiune care are legătură și cu business-ul. Impactul bugetar al acestei legi este, atenție, de doar 1,3 milioane de euro pe an, adică vorbim de peanuts. Ca aceste păduri să rămână în picioare spre beneficiul întregii comunități din București-Ilfov, ne-ar costa 1,3 milioane de euro pe an, adică este, cum să zic, nici nu cred că mai are sens discuția asta. Astfel încât oamenii ăia care legal au dreptul, bineînțeles, să-și exploateze pădurile, da, conform, cum să zic, de proprietății lor, să poată să fie despăgubiți. Ei bine, sunt bani chiar și pentru așa ceva. Trebuie doar puțin să avem, cum să zic, să avem puțină viziune și imaginați-vă că dacă nu începem odată proiectul ăsta, viitorul oricum o să ni-l impună la un cost de economic, social, de sănătate și etic absolut în mii. Bun, domnul Florian Marin, aveți o completare? Doar o completare. Impactul a ceea ce a spus domnul Glăvan poate fi abordat și din perspectiva business-ului, pentru că dacă discutăm de diferite condiționalități cu privire la amprenta de carbon, pădurile stochează carbon. Iar în momentul de față sunt discuții în a atribui niște subvenții pentru a stoca carbonul. Iar pădurea, în esență, este un plămân care, sau un vehicul care stochează foarte mult carbon. Deci nu, există instrumente, există finanțări, există lucruri extrem de concrete pe care Comisia le pune în practică. Acum, sigur,
Instituția din România trebuie să le fructifice. Avem diverse ministere care trebuie să adere la toate aceste idei până la urmă. Să le implementeze în concret, pentru că dacă ai nevoie de subvenție, e ca plata pe suprafață din politica agricolă comună. Și în politica agricolă comună s-a finanțat partea de păduri. Avem pilonul 2 din politica agricolă comună care finanța. Chiar nu erau foarte mulți interesați într-o perioadă. E, acum discutăm de un interes destul de mare pe zona de păduri pentru simplu motiv că primești o subvenție în plus, că stochează carbonul. Deci lucrurile, instrumentele de piață, că aici voiam să ajung, sau comisia încearcă să motiveze actorii interesați ai dezvoltării prin instrumente de piață. Deci piața e un instrument comun, are și business-ul și toți factorii de producție, mă rog, sunt pe această, în acest cadru. Și atunci, noi avem instrumente, dar trebuie să le punem în aplicare, trebuie să le facem cunoscute, trebuie să creăm infrastructuri, capacitate, astfel încât să folosim aceste instrumente. Deci plantarea de copaci nu ține numai de a avea, nu știu, de a avea o viață sănătoasă, etc., etc. Ține până la urmă și generează un avantaj direct financiar imediat. Deci poate fi gândit ca și o oportunitate business pentru și unitățile publice și business-ul din România. Dar până fac autoritățile, așa cum bine spuneți, ceva în acest sens, ar trebui să avem grijă noi de sănătatea noastră și pentru că ne vorbea domnul Florin Mihălțan despre efectele poluării asupra organismului, v-aș întreba, domnule Mihălțan, dacă există și câteva soluții pe care noi, oamenii, le avem la îndemână. Cum am putea să ne protejăm singuri de poluare? Înainte de a da exemple de soluții, aș mai adăuga ceva care cred că e important să discuta foarte puțin. Este vorba de poluarea cu plastic. Aici sunt două lucruri care țin de sănătate și care sunt extrem de evidente. Plasticul s-a găsit și în groapa Marianelor, plasticul există și în fructele de mare. Atenție că regimul mediteranean, care este recomandat ca un regim profilactic pentru foarte multe afecțiuni, începe să devină și el periculos în condițiile poluării actuale. Iar din punct de vedere al pneumologului, noi știm că tratamentele bolnavului respirator se bazează pe spray-uri. Aceste spray-uri au la ora actuală clorfluorocarbon, care este considerat și el un element poluant. Și dacă ați observat, Uniunea Europeană încearcă să schimbe tipul de administrare al substanțelor care sunt folosite pentru tratamentul bolnavilor cronici. Revenind la stilul de viață, eu cred că aici ceea ce lipsește în România este această cuvertură pe educația populației, pentru că populația sigur poate reacționa în diferite variante, dar nu există această atitudine tranșantă populațională, la nivel de masă populațională, de protecția mediului. Eu văd foarte des lucruri care sunt comportamente anacronice, total depășite și care persistă începând de la generații tinere până la oameni vârstnici. În condițiile de temperaturi înalte sunt câteva recomandări clare a se evita în special pentru extremele de vârstă, copii sau vârstnici, momentele zilei care țările ce se confruntă deja cu temperaturi înalte le alocă siestei și practic, nu știu dacă ați observat, își schimbă și programul de lucru. Deci aceste activități trebuie făcute matinal, de exemplu joggingul și toate cele la orele la care temperaturile sunt foarte joase. Există problema despre care s-a vorbit a automobilelor și în paralel la activității fizice. Eu știu că sunt foarte multe progrese pentru pistele de cicliști, dar eu mă uit de multe ori pe Calea Victoriei cât cicliști sau trotinete trec și credeți-mă că sunt totdeauna decepționat de numărul mic de români care folosesc aceste mijloace de locomoție. Dacă te duci în Danemarca, în țările nordice, acest lucru este total inversat. În ultimul rând s-a vorbit de lizierele verzi. Parcurile din București își diminuă suprafețele. Lizierele verzi în jurul blocurilor sunt plămâni verzi, de asemenea. Se interzice această circulație în centru, trecerea pe zone pedestriane și evitarea utilizării mașinilor, în special cu particule diesel. Particule diesel sunt extrem de maligne, ca să zic într-un termen medical, induc cancer broncopulmonar, dar agravează foarte mult statusul bolnavilor respiratori. Și nu în ultimul rând, sigur că vorbim de poluarea apelor subterane. Aici
expunerea și la aceste toxice din apele subterane, care la un moment dat transpiră, ca să zic așa, și în alimentație, nu numai a noastră, dar alimentația animalelor care ulterior ajung în consum, are un impact care cred că ar trebui regândit la nivel național. Cât despre păduri, împăduriri și aceste intervenții ale noastre, eu știu doar un singur lucru, că este foarte ușor să tai un copac, dar ca să plantezi un copac și să ajungă la dimensiunile celui anterior tăiat, durează zeci de ani. Deci eu cred că, așa cum se amintea toată politica aceasta concertată, trebuie organizată indiferent de guvern, de politicieni. Poluarea în plan european și mondial nu are tușă politică. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră de astăzi, domnule Florin Nihălțan. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii la dezbaterile organizate de DC News. Mă drept acum către dumneavoastră, domnule Adrian Tănase, pentru că ne-ați vorbit de criteriile de sustenabilitate, felul în care ar putea fi verificate companiile care vor să beneficieze de sprijinul investitorilor până la urmă. Desigur, dacă se mai poate face ceva în plus de către Bursa de Valori București pe această zonă. Da, bineînțeles că sunt multe lucruri de făcut în plus și nu trebuie să privim ca fiind un efort doar al Bursei de Valori București. Există o comunitate a pieței de capital. Noi până la urmă suntem operatorul pieței, suntem un sistem care face ca cererea și oferta de bani să se întâlnească într-un singur loc. Punctul central, bineînțeles, sunt și alți stakeholder foarte importanți a pieței de capital. Dacă vorbim în general, este autoritatea de supraveghere financiară care reglementează și participanții, și cred că cine se gândește la investiții verzi, brokeri, consultanți. Toată această comunitate, inclusiv ASF, are în strategia lor zona de sustenabilitate. Este un subiect foarte serios. Da, trebuie creat în primul rând, cum am zis, reglementări foarte clare, da? ca să putem să identificăm foarte repede ceea ce într-adevăr este investiție sustenabilă. Vă gândiți și la un sprijin pentru companiile acestea din domeniul reciclării să fie aduse multe la bursă? Pentru că ne spuneați că doar o companie din acest domeniu e în acest moment pe Bursa de Valori București. Da, poate fi un subiect și asta, de o incentivare. Da? Cum ați putea face asta? Ceea ce cred eu, nu poate să facă bursa acest lucru, tot niște reglementări poate să facă acest lucru, da? Guvernul, autoritatea de supraveghere financiară. Chiar cred că trebuie să existe incentivuri. Chiar cred că dacă vrem să accelerăm această tranziție, da, trebuie să existe un interes material. Da. Trebuie să mișcăm lucrurile. Trebuie să existe și trebuie să ne gândim la soluții în care acest interes să existe, da, astfel încât să activăm toată lumea, să activăm interesul general pentru această tranziție. Mă gândesc doar la faptul că vorbim de plastic, da? De ce nu putem să returnăm sticlele de plastic, să luăm acolo câțiva bănuți? Se poate, există. Da? A făcut Ministerul Mediului un sistem garanție returnare sau ceva de genul. Dar încă nu funcționează. A devenit operațional acum câteva zile. Sigur, au luat acum un credit ca să construiască niște puncte de astea de colectare. Dar, mă rog, acum măcar avem o lege. Există dar important este să nu rămână doar la nivelul de lege. Trebuie să existe un sistem care să fie mult mai vizibil, da, și care să creeze un interes mult mai mare pentru acest lucru. Trebuie să existe un interes material, clar, pentru a accelera această tranziție. Nu, dacă ne așteptăm să facă cineva voluntar, în mod clar nu se va întâmpla. Haideți să-l ascultăm și pe nu domnul... Nu se va întâmpla atât de repede, pe când ne dorim. Și așa, cu toate aceste resurse financiare, suntem extrem de întârziați vis-a-vis de țintele asumate. Chiar se discută din ce în ce mai mult de un alt acord de la Paris, astfel încât cumva să aducem într-un spirit de realitate toate aceste elemente. Pentru că uitați-vă ce proteste am văzut din partea agricultorilor. Dacă ai scos fertilizatorii din proces de producție agricolă, ai redus producția cu jumătate. Și dai de alte probleme. Dai de alte probleme. La fel cum se întâmplă pe energie, sigur, unde trebuie să închidem... Abordarea integrată, vorbeam de București, întâmplarea face că mă ocup de strategia de agenda urbană a Uniunii Europene din partea instituției mele și avem acolo o expresie care îmi sună foarte bine, dar noi în România nu abordăm deloc. Multi-level and multi-stakeholder approach. N-ai cum, instituții din România la noi nu sunt sinergice, cel puțin în modul în care abordează problemele. Și atunci, fără o abordare integrată, nu vei reuși să faci mare lucru. Trebuie să construim, până la urmă, această cultură organizațională
pe baza acestui fundament să începem ușor, ușor să construim. Altfel, sigur, suntem reactivi, adică avem o inițiativă, facem niște criterii, mai facem niște lucruri în altă parte, nu vom ajunge să îndeplinim mare lucru. Dacă nu va exista o preocupare, revin, din partea mediului politic și nu numai, corectă, curajoasă și coerentă, care să tragă după ea atât mediul instituțional, atât actorii sociali, dar și cei economici. Ori până în momentul de față, n-am văzut. Deși Comisia Europeană opune, Comisia Europeană livrează ținte, finanțează acele ținte, n-am văzut încă acest. Deși impactul bugetar, ce puțin pe zona de păduri, întâmplarea face că am fost raportor pe zona de păduri, este unul extrem de redus și nu vedem nici aici preocupare. Noi nu avem, sigur și Comisia Europeană are problemele ei, noi nu avem la nivelul Comisiei Europene, la nivelul Uniunii, nu avem o imagine asupra cantității de masă lemnoasă pe care o avem. Discutam de Austria. Nu comparați pădurile din Austria cu pădurile din România. Deci nu le comparați, pentru că pădurile din România sunt net calitativ superioare față de ce există în Austria, discutând pe suprafață. În sensul în care România realmente are niște asset-uri, dacă îmi permiteți termenul, care pot fi generatoare de valoare adăugată pe termen lung. Dar nu le folosește, dimpotrivă, le distruge. Ori pădurea este un factor de creștere economică în acest moment, discutând din perspectiva business-ului. Ori noi o distrugem ca să tăiem, nu știu, pentru a o folosi, eu știu, în diverse scopuri nesustenabile. Nu vedem, s-o arde. Nu vedem, sigur, nu vedem protecția mediului înconjurător ca factor de creștere economică. Noi ne uităm ca la apropo de poziționare și de cultură organizațională. Uitați-vă la zonele Natura 2000. Zonele Natura 2000 sunt realmente importante pentru alte țări, în sensul în care dezvoltarea locală se construiește în jurul acestor zone. Noi vrem să le reducem cât mai mult. De ce? Ca să mai facem un hotel, nu știu ce, pădure, ca să mai tăiem, nu știu ce. E, deci, e o problemă de percepție. Deși am arătat pe parcursul dezbaterii de astăzi că se pot face bani din acest domeniu. Asta trebuie schimbat un pic, să intervin și eu mică. Trebuie schimbat un pic percepția și în mediul de business, da? Pentru că încă marea majoritate privesc toate aceste reglementări care vin ca o chestie birocratică, și încă ceva și probabil ce pierdere pentru punitivă. Nu, da, punitivă, bineînțeles, trebuie să schimbăm un pic și să le arătăm oamenilor că de fapt e o oportunitate de business. Trebuie să se vadă această oportunitate de business dacă ne dorim ca tranziția să fie cât mai rapidă. Da, ne îndreptăm acum către domnul Mihail Tănase, pentru că vorbeam, domnule Tănase, despre, pentru că reprezentați harta reciclării, despre aceste puncte de colectare. Am văzut, așadar, se face în continuare prea puțin. Ce soluții vedeți dumneavoastră astfel încât România să recicleze mai mult și să reducem riscul de poluare? Păi ați și început să vorbiți despre sistemul de garanție returnare. El este, nu știu dacă e în grafic, dar oricum, se mișcă lucrurile. Deja au anunțat că au spații pentru două centre regionale, vor să mai facă încă unul până să-i dea drumul în noiembrie anul acesta. Probabil că la început nu va funcționa el la capacitate maximă, dar eu cred că la anul vom vedea niște rezultate. Va crește gradul de reciclare pe PET, sticlă și doze de aluminiu. Pentru că, nu știu, eu mă plimb prin oraș sau chiar și în mediul rural când merg, găsesc peste tot doze, sticle, peturi pe care nu le ia nimeni, dar rămân pe jos. Domnule Tănase, dacă vorbim despre sistemul la care faceți referire și dacă eu știu bine, vă rog să mă corectați dacă greșesc, presupune acest sistem faptul că dacă merg la magazin și cumpăr un borcan de castraveți murați, când mă întorc data viitoare, primesc garanția pe el. Deci nu pot să iau un borcan de castraveți murați găsit pe marginea drumului și să-l aduc, și trebuie să fie unul pe care eu l-am cumpărat acum, recent. Nu, este altceva ce spuneți noastră. Are legătură cu legea ambalajelor returnabile, care nu prea se aplică la noi. Sistemul de garanție returnare încă nu a intrat în vigoare, este în pregătire. În momentul în care va intra în vigoare, absolut toate băuturile puse pe piață, alcoolice și răcoritoare, vor fi taxate suplimentar cu 50 de bani. Și vor avea o etichetă dedicată cu un logo care poate apoi fi scanat și tu, în momentul în care duci ambalajul înapoi la magazin, îți primești un voucher cu acei 50 de bani. Și aici vor fi și colectori informali, adică dacă noi le aruncăm, să zicem că nu ne interesează să ne primim înapoi banii, cu siguranță colectorii informali pentru, nu știu, la 10 ambalaje pentru 5 lei, poate sunt motivați să le strângă de pe drum și să le ducă la magazin.
Bun. Înainte de a mai veni, de a mai discuta despre partea de soluții, vă rog să-mi spuneți dacă avem suficiente fabrici de reciclare în România și dacă nu, cum am putea să stimulăm deschiderea de afaceri în domeniul ăsta? Da, e tot legat de cerere și ofertă până la urmă. Pe partea de reciclare a peturilor, tocmai s-a deschis încă o fabrică nouă. Mai avem și cea mai mare fabrică de reciclare a petului din Europa de Sud-Est, care importă în momentul acesta o parte din peturi ca să poată să funcționeze la capacitate normală. Deci ne spuneți că avem gunoaie pe marginea drumului și n-are cine să le colecteze. În schimb, fabricile de reciclare reciclează gunoiul altora. Exact. Dar aici nu e vorba. Contează și calitatea materialului. Pentru că de pe marginea drumului acel pet e deja murdar. El trebuie spălat de fabrica de reciclare ca să-l aducă la o situație în care să poată fi reciclat. Și cu siguranță va avea costuri mai mari pentru asta. Așa că în momentul în care îl primește ca materie primă, îl va primi cu foarte puțin bani și nu va avea sens pentru cei care îl duc să-l colecteze separat și să-l sorteze. Pe când sistemul ăsta integrat, care va fi sistemul de garanție returnare, va presupune că toate materialele colectate de ei vor fi relativ curate, nu vor mai fi amestecate cu alte tipuri de deșeuri și atunci vor fi și costuri mai mici pentru reciclarea lor. În condițiile astea va avea mai mult sens economic să fie reciclate. Alte soluții în afara celor discutate astăzi? Da. Noi la harta reciclării nu promovăm numai reciclarea. Noi promovăm și reducerea și reutilizarea și asta ține de comportamentul consumatorului. Adică trebuie să înțelegem că sunt foarte multe ambalaje puse pe piață care nu se reciclează. În special cele care au legătură cu alimentele. Toate acele cutii pentru brânzeturi, folii folosite pentru zona de mezeluri, dar și de snacks-uri uscate. Păi și ce să facem? Să cumpărăm la kilogram un vrac? Asta ne spuneți? Sau? Ideea ar fi să încercăm să cumpărăm vrac, da? Să reutilizăm sacoșe, să nu stăm să cumpărăm ambalaje noi. Dacă cumpărăm legume și fructe, să avem săculețele noastre textile, să mergem cu ele la piață sau la supermarket, să nu mai luăm de acolo pungi. Să încercăm să cumpărăm mai mult la ambalaje din sticlă în loc de plastic. Da, astea ar fi o parte din soluții. Într-adevăr, nu merg pentru toate tipurile de produse, dar putem să fim un pic mai atenți și să încercăm să reducem cantitatea asta de ambalaje pe care o generăm. Bun, și dacă tot vrem să reciclăm, cum facem să aflăm exact unde sunt punctele de reciclare? Ne putem uita, desigur, pe site-ul indicat de dumneavoastră, dar, așa cum spuneam, poate un punct de reciclare e prea departe de casa noastră, adică într-o altă localitate, dacă mă gândesc acum la mediul rural. Da, mediul rural cu siguranță e mai dificil să faci lucrul ăsta. Adică dacă nu sunt soluții oferite de operatorul de salubritate și din fericire au început să crească astfel de soluții, dar contracost? E mai greu. Trebuie să te deplasezi tu într-un loc. De obicei magazinele mari colectează deșeuri de ambalaje, plastic, hârtie, carton, sticlă, doze de aluminiu, baterii, becuri, deci toate astea pot fi duse la magazinele mari atunci când, să zicem, te duci cu mașina să-ți faci cumpărăturile. Altfel, e un pic mai dificil în mediul rural, sunt mai puține soluții. Bun, pentru că ne apropiem de final, o să începem să tragem și concluziile. Domnule Alexandru Găvan? Da, dacă îmi permiteți câteva idei care mi-au venit ascultându-i pe colegii de platou. Majoritatea lucrurilor care sunt făcute să fie reciclate de către familii, persoane fizice, deci nu vorbesc acum de business-uri, da, dar poate fi, bineînțeles, aplicată și la business-uri. Majoritatea acestor deșeuri se poate face acasă. Deci, statistic, procentual, majoritatea deșeurilor pe care tu le generezi sunt lucruri pe care tu le colectezi frumos acasă, selectiv, după care vine mașina și ți le ia în consecință. Și le pune la oaltă, dacă mă uit la cartierul bucureștean în care locuiesc eu, domnule Găvan. Exact. Și atunci, la ce folos am mai reciclat selectiv? Lucrul ăsta nu se întâmplă peste tot. Adică nici să nu generalizăm. Eu stau lângă București,
colectez selectiv, vine mașina, am Dar se întâmplă în continuare în România, despre asta este vorba. De culori diferite, mâncare, sunt puși pe sticlă, pe plastic, pe și așa mai departe. Dar întrebarea mai devreme a fost cum putem să reciclăm mai mult. Îmi pare rău să spun asta, că eu mereu sunt pe partea de dragoste, de iubire, facem totul împreună, cu drag și spor, prin coerciție. Pentru că odată prin coerciție, și adică prin legi mai dure, care să și fie puse în aplicare, și doi, prin crearea unui cadru, da, în care oamenii care vor să, nu care vor, în care oamenii cetățenii pot într-adevăr să colecteze selectiv, pentru că cadrul ăsta la nivelul țării este încă foarte, cum să zic, e departe de a fi unul funcțional. Deci mai avem multe lucruri. Și bineînțeles, partea de educație și de conștientizare este extrem de importantă, pentru că, până la urmă, se vorbea mai devreme de acele petruri care sunt pe marginea drumului. Da, dar nu putem să fim tot timpul gunoieri, trebuie să mai educăm și oamenii în direcția aceasta. Foarte puțini oameni sunt cei care își duc bateriile, televizoarele, etc., etc., în punctele în care trebuie. Dar, încă o dată, majoritatea deșeurilor nu au nevoie de aceste centre super speciale. Se pot face la sediu firmei, sunt foarte multe firme care fac asta, sau acasă. Și ultimul lucru pe care voiam să-l îl subliniez e, într-adevăr, toată partea asta care ține de sustenabilitate este, hai să nu-i spun extrem de ușor, dar există multe soluții și s-a vorbit de cei din platou deja despre o parte dintre ele, multe soluții care pot să aibă și o componentă de business care să îi motiveze pe cei care fac afaceri, da, să se ducă în zona asta de green, inclusiv partea cu plantatul pădurilor. Un lucru puțin cunoscut este că niște mii de copaci plantați nu reprezintă o pădure, da? Adică lucrurile astea care sunt deja în picioare sunt infinit mai valoroase decât tot ce plantăm noi în momentul ăsta. Bineînțeles că este important să plantăm, dar ele vor deveni o pădure în 200, în 300 de ani, pentru că pădurea înseamnă și un sol de un anumit tip, înseamnă toată biodiversitatea din ea și așa mai departe. Adică ca și valoare, o pădure plantată este net, net inferioară din toate punctele de vedere unei păduri deja existente. Și atunci, numărul unu, noi trebuie să protejăm, da, ceea ce avem deja, inclusiv cu partea asta de carbon credit și așa mai departe, să plantăm, doar că să ne dăm seama că e mult mai ușor să avem grijă de ceea ce avem deja, da, și să plantăm cu viziunea către viitor, pentru că toate datele arată că următoarea sută de ani pe planeta asta nu este un dat. Și ține și arată din ce în ce mai rău toate acestea. Mulțumim tare mult, domnule Florian Marin. Scuze, dacă se mai poate un singur lucru. Vă rog. Chiar îmi cer scuze că am intrat peste dumneavoastră. Ați dat mai devreme două filmulețe, da? Unul cu aceste păduri minunate, le-ați văzut mai departe, sunt filmate de mine anul trecut din dronă, în spatele casei mele, în pădurea dintre Corbeanca și Buftea. Iar cealaltă pădure, de parcă e în urma unui atac nuclear, este la mai puțin de 10 km distanță de mine, în pădurea Vlădiceasca. Una arăta un paradis, cealaltă arăta o apocalipsă. Amândouă sunt două viitoruri absolut la fel de posibile. Nu vreau să termin într-o notă, Doamne ferește, într-o notă pesimistă, doar că noi trebuie să înțelegem că nu prea ne mai, timpul nu mai are răbdare cu noi din punctul ăsta de vedere. Și atunci fiecare din locurile în care noi suntem putem să avem o influență asupra comunității și așa mai departe. Poți să influențezi niște politicieni într-un mod, poți să influențezi un business,
pe tine însuți și așa mai departe. Vă mulțumesc din suflet. Ați punctat foarte bine că noi ne alegem cum vrem să arate viitorul și ne-ați și prezentat cele două variante, dar pentru că tot de noi ține, domnule Florian Marin, pe parcursul acestei dezbateri n-am văzut să spună nimeni pe de altă parte nimic de garda de mediu. Avem sute, mii, milioane de hectare pline de gunoi. În spiritul a ceea ce s-a menționat mai devreme, o să vă, analizând România, apropo de instituții de control, că, sigur, controlul e important, dar eu cred că partea de incentivare poate e mult mai eficientă din punct de vedere financiar decât partea de control. Avem nevoie de partea de control, fără doar și poate. România este țara cu cea mai mare biodiversitate din Uniunea Europeană. Și ce presupune acest lucru? Că ai capacitatea să-ți procuri materii prime de pe propriul tău teritoriu. Adică, fiind țara cu cea mai mare biodiversitate, ai și munte, ai și deal, ai și mare, ai și Dunăre, etc., etc. Asta presupune că tu poți să-ți gândești un model de dezvoltare cu lanțuri de scurtă, de lanțuri scurte, concentrat în special la interior, în sensul în care poți să-ți folosești propriile resurse, sigur, dacă le mai ai. Și o să vă dau un exemplu concret. Uitați-vă la resursele de apă din România. Eu o spun acum în fața la noastră. Protejați resursele de apă din România. Către toți actorii interesați, mediul politic și așa mai departe. Protejați resursele de apă din România. Pentru că nu vom mai putea gândi dezvoltarea neavând acces la materii prime. Așa cum ne uităm la factorul demografic ca să sprijine un proces de dezvoltare, așa o să ne uităm și la materiile prime. Accesul la materii prime și la resurse naturale devine, materii prime, sigur, care derivă din resurse naturale, nu poți să le abordezi într-o manieră diferită de, sau distinctă de dezvoltare. De aceea cred că România, să încheie într-o notă optimistă, vă rog, are oportunități semnificative pe fondul acestei diversități, acestei biodiversități. Cred că ține de noi, când spun noi, nu mă refer numai la mediul politic. Sigur, mediul de business are un rol de 10 ori mai mare decât l-au gospodăriile, să fim realiști. Pentru că am ajuns în situația asta, pentru că mediul de business s-a poluat de a rupt în două, fără nicio acuză. Cred că, și avem instrumente, avem extended producer responsibility, care se folosește și în piața de capital. Ăla care poluează, avem sisteme de taxare, astfel încât să plătească. Numai că instituții de control, precum garda de mediu, trebuie să fie capabile să verifice, trebuie să fie capabile să emită niște rapoarte corecte și să sancționeze statul acei producători care nu respecte mediul conjurător. Ori, dacă vă uitați la durata unui proces din zona mediului înconjurător, o să constatați că poate dura și ani de zile. Ori, în acești ani, mediul în continuare este poluat. Iar discutam de apă și de companiile farmaceutice, avem în momentul de față în România situații în care anumite substanțe chimice ireversibil se regăsesc în pânza freatică. Mulțumesc. Nu poți să le mai scoți absolut deloc. Deci cred că instituții de control, precum cea menționată dumneavoastră, au un rol crucial în a proteja consumatorul, mediul de business, ONG-urile și așa mai departe. Domnule Adrian Tănase, scurte concluzii. Da, eu mă întorc la capital. Cred că capitalul poate juca un rol decisiv în a avea un proces rapid. Da? Este, nu, dacă ne gândim la alte soluții, da, de chestii de educație, culturale, astea se mișcă mult mai greu. Da? Capitalul însă poate accelera lucrurile și sunt foarte mult capital, asta trebuie să știm, foarte mult capital care se uită după astfel de investiții. Și nu pot să nu, na, să nu menționez și cel mai mare deal care s-a întâmplat acum pe piața de capital din România, Lisara Hidroelectrică, care are și componentă foarte puternică de green, de ESG, da? Și unde am văzut un interes foarte mare din partea investitorilor și din această cauză, da? Pentru că este o investiție verde, este o investiție sustenabilă, investiție pe care toată lumea o caută. Trebuie generate proiecte, asta trebuie făcută, dezvoltată capacitatea asta de a propune proiecte pieței care să fie finanțate. Da? Și iată, inclusiv și din spectrul, aduce, da, și din spectrul municipalităților, și municipalitățile București deja accesează piața de capital, poate veni și cu Green Municipality obligațiuni sustenabile. Inclusiv Ministerul Finanțelor a anunțat acum ceva timp că se gândește să emită obligațiuni
guvernamentale sustenabile sau verzi. Da, cred că este un anunț de acum un an și nu s-a concretizat nimic deocamdată, dar sperăm să se întâmple. Da. Mulțumesc tare mult pentru concluziile trase de dumneavoastră. Mă îndrept rapid către domnul Mihail Tănase pentru două minute scurte de concluzii. Da, mai aveam o mică mențiune legată de colectarea împreună a deșeurilor. Aveți dreptate, dacă sunt colectate împreună deșeurile menajere cu cele reciclabile, nu este în regulă. Încercați să luați atitudine, să sunați la garda de mediu, să atenționați autoritățile locale. Dacă, în schimb, sunt înluate împreună reciclabilele fără sticlă, este în regulă, ele vor mai trece și printr-o stație de sortare înainte să ajungă la reciclat. Altfel, ca și concluzie, după cum v-am spus, cred că va crește gradul de reciclare la noi. Sper că acest sistem care va fi demarat la sfârșitul acestui an va funcționa și din 2024 vom putea avea niște cifre mai bune la nivel de România. Dar pe de altă parte trebuie să fim și noi conștienți ca simpli consumatori că e foarte important și comportamentul nostru, ce cumpărăm, cât cumpărăm, ce tipuri de produse chiar de folosință îndelungată cumpărăm. Poate e bine să dăm puțin mai mulți bani și să fie mai rezistente. La fel și la haine, să ne gândim că poate costă mai mult, dar poate putem să le purtăm de mai multe ori, să nu le luăm și să le folosim doar de câteva ori și să le aruncăm mai departe. La salariile unora dintre români, greu de crezut, și având în vedere că avem deja o populație 2 milioane parcă de oameni plătiți cu salariu minim pe economie, greu de văzut. Mulțumim tare mult pentru... Există și second hand-uri, să știți. Sunt foarte multe și... Și chiar din ce în ce mai multe pe piață în ultimii ani. Mulțumesc hainele tare mult. De acolo pot fi mai bune decât cele noi. Așa este. Poate fi o soluție cu adevărat. Așadar, mulțumesc pentru intervenția noastră, domnule Florin, domnule Mihail Tănase, specialist în comunicare de la Harta Reciclării. De asemenea, tot prin Skype a fost alături de noi și domnul Alex Găvan, alpinist. La masă aici, domnul Adrian Tănase de la Bursa de Valori București, CEO, și de asemenea, domnul Florian Marin, reprezentant al României la Consiliul Economic și Social European. Mulțumesc tare mult! Sper că am reușit împreună să arătăm care sunt obiectivele României în acest domeniu al poluării, al reciclării, ce ar trebui să facem în următorii ani, că există soluții, există și finanțare, dar totul ține și de noi, nu doar de autorități. Așadar, trebuie să luăm atitudine, trebuie ca împreună să putem să facem ceva, așa cum am văzut astăzi, că altfel nu vom putea reuși, având în vedere că toate datele duc spre un singur scenariu, și anume că va fi din ce în ce mai rău dacă acum lucrurile nu se schimbă, pentru că mâine poate fi într-adevăr prea târziu. Sunt Alex Mlădescu și vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!